Bună seara, dragii noștri! Probabil ați început să vă obișnuiți, vă vorbim despre slujire, dar pentru unii slujirea este ocazională. Am început să abordăm diferite aspecte în viața bisericii. Pentru unii biserica înseamnă o dată sau de două ori pe săptămână, un ceas sau mai mult. Dar când vorbim despre viața de familie, se pare că viața de familie trebuie trăită în fiecare zi. Și cele mai mari bucurii sau uneori cele mai mari dureri sunt în casele noastre. Oarecum n-ar trebui să ne fie străin lucrul acesta, pentru că inclusiv în Scriptură ni se spune că cele mai multe răni veneau din casa celor pe care îi iubea cel mai mult. În seara aceasta ne întoarcem la discuții despre familie și cu cine altcineva să discutăm despre familie decât cu o familie. Îngăduiți-mi să le spun bun venit în seara aceasta invitațiilor noștri, familia Marinescu, George și Andra. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp să veniți la emisiunea noastră. Știu că nu sunteți stresați, că nimeni nu-i stresat, dar cei care se uită la voi deja se bucură că v-au văzut. Adică faptul că ați venit aici înseamnă un mare curaj și ei se vor ruga pentru voi. Nu știu dacă vă vor mulțumi într-o zi sau nu, dar sigur vor mulțumi lui Dumnezeu pentru voi. Așa i-am învățat pe cei care ne urmăresc să începem cu omenescul din noi și să înțeleagă că noi cei care suntem aici suntem oameni ca ei, ne-am născut într-o familie, am crescut și noi cu bune cu rele, așa că să încep cu normalitatea din viața voastră, cu cine să încep? Andra, tu cred că ai cele mai mari emoții, așa că zi ceva despre familia în care te-ai născut. M-am născut în Alexandria, mai am un frate. Mai mare, mai mic? Mai mic. Și ai fost sora protectivă sau... Da. Greu ți-a fost? A fost și greu. Și el recunoaște că ai avut grijă de el sau nu? Da, recunoaște. E bun, ăsta e fratele bun. Da. M-am crescut frumos. Cum ai descrie familia părinților tăi? O familie tipic românească. Adică? Și cu bune și cu rele, cu înțelegerii, cu... Cu diverse situații. Da. Întrebarea mea ar fi dacă acum, că ceilalți nu știu ei, probabil voi considerați că noi avem aici ore de pregătire, săraci, ei nici nu știu ce vorbim până vin aici. Le-am spus două, trei cuvinte, dar asta e farmec, e viața reală. Acum, auzi prima dată întrebarea aceasta, dacă te-ai gândit acum la tata și ar trebui să pui un cuvânt, două în dreptul lui, ce cuvânt ai pune? Ce l-ar caracteriza? Protector. Protector. Da. Tată de fată, am înțeles. Da. Și mama? Mama e o persoană blândă, iubitoare, așa. Este, de fapt, o femeie foarte bună, deoarece m-a crescut. Nu e mama care m-a născut, dar e mama care m-a crescut. Nu e mama care te-a născut? Da. Ci e mama care... Da. Oh, interesant. Iar un subiect interesant. Ai știut asta de foarte mică sau ai aflat târziu? Am aflat la 18 ani. Ai aflat la 18 ani și a fost un mic șoc ceva? A fost un șoc mai mare. Un șoc mai mare, da. Dar poate că a compensat chestia aia că s-a ocupat de tine. Da. Și asta te-a ajutat să depășești. Dar așa, nu intru eu în detalii, eu sunt curios. Adică... Oare n-ai vrut tu să afli până atunci sau n-au vrut ei sau cum a fost? N-au vrut ei. Da. Au preferat să nu știu. Dar pe de-o parte a fost mult mai bine. Eu știu cazuri în care discutau familii cu mine și îmi spunea am vrea să-i spunem, bănuiește ceva și nu vrea nici cum să deschidem subiectul. Mm-hmm. Au fost și din partea copiilor, că nu, voi sunteți părinții mei, pe voi mă știu, bănuiesc atunci de mică te-a crescut, nu? Da. Tu așa ai știut, adică tu până la 18 ani ai... Da, e crescut. Mama. Ba, e clar. Mama, asta a fost... Da. Bun, bine. Fain. George. Eu m-am născut tot în Alexandria, o bună perioadă din... copilărie am petrecut-o la țară, în locul de baștină al tatălui meu. Am fost în familie de creștini. La mine situația a fost puțin diferită. Te referi la creștini practicanți, că bănuiesc că creștini, da, creștini chiar baptiști. Să nu zici că la țigănești. Nu la țigănești, comuna Călinești, da. Călinești, da. Undeva în acolo. Da, în zonă, să zicem, donativ aproape. Până la un moment dat, că
tatăl meu a ieșit din biserică și în momentul în care el a ieșit și noi ne-am dus care încolo. Adică ați familia nu a mai fost... cumva de chestia asta? Sau... Da, să zicem că am profitat, da. Mama este cea care a rămas și a tot insistat, să spun așa, pe zona asta și ne-a ținut cât de cât aproape în cuvânt. Și perioada liceului pentru mine a fost decisivă, să zic așa, pentru că m-am depărtat foarte tare și îmi aduc aminte că împreună cu un prieten, el petrecea mult timp la mine acasă, ne îndemna să învățăm câte un verset din Proverbe și ne promita că dacă facem asta zilnic, ne face prăjituri. Și era o motivație să stăm. Era win-win situation. Da, da, da. Dar acum, deci, voi la întrebările mele nu trebuie să răspundeți. Mie mi-ar plăcea să răspundeți. Și pentru mine, vă spun sincer, chiar povestea voastră mă interesează că aud prima dată, dar eu sunt convins că Dumnezeu va folosi povestea voastră, parte din povestea voastră pentru alții, fie pentru tineri, fie pentru familiști. Întrebarea mea era... Când ai zis că tatăl a părăsit biserica, a părăsit și familia sau doar biserica? Familia nu a părăsit-o. Fizic pot să spun, practic, aș putea spune că da, pe partea cealaltă spiritual și sentimental da. Chiar cred că a existat o separare. Bun, noi avem, nu avem statistici, dar în România, asta e convingerea mea, că dacă vorbim de acte, actele s-au păstrat la multe familii. Dacă vorbim de o separare sentimentală, spirituală, atunci cred că dezastrul este mai mare un pic decât ne-am imaginat. Familia există încă în forma pe care o știm încă de la început. Da, da. Deci ea continuă să existe. Că tot veni vorba că el a crescut într-o familie așa, să zic, mai religioasă. Unde i-ai așezat pe părinții tăi aici? Vis-a-vis de relația cu Dumnezeu, relația cu biserica? Ei sunt creștini ortodoxi, practică tradiția ortodoxă. Și da, sunt țin toate posturile ortodoxe. Sunt super creștini. Da. Da, da, deci din punctul ăsta de vedere, deci da, dacă sunt... așa înțeleg, ei chiar se țin. Da, asta, ei se țin de... Deci e curios așa, în dreptul meu. Eu spuneam cuiva, probabil i-am șocat, am spus, noi putem înțelege Biblia diferit, dar întotdeauna te voi sfătui, George, fă ce înțelegi din Scriptură, pentru că a spune altceva înseamnă să te îndemn să fii fățarnic, tu să crezi una și să trăiești alta, și asta mi se pare chiar grav. E, unde e bătălia mare, normal că dacă nu înțelegem la fel, eu să spun, George, tu fă ce înțelegi din Scriptură, dar am o rugăminte, hai să studiem Scriptura amândoi, să vedem, ori mă lămurești tu pe mine, că trebuie să întreb ceva, ori te lămuresc eu pe tine. Dar dacă cineva are convingerea fermă că așa trebuie să facă biblic, cum să-i spun eu să fac altceva dacă asta este Biblia pentru el? Bun, deci înțeleg că tu ai avut așa o tangență cu biserica, cu cunoștința de Dumnezeu de mic și ai zis că prin anii liceului ai driblat un pic. Bine, a fost la mine, s-au legat că și întoarcerea a fost legată tot de același eveniment cumva, adică ruptura pe plan spiritual, unde s-a produs, în momentul în care s-a produs, cercetarea s-a reluat fix din punctul acela. Adică, fii un pic mai specific. Citeam pe Biblie și la un moment dat am ajuns în Matei, nu știu exact capitolul și versetul, unde Domnul Iisus vorbea de hula împotriva Duhului Sfânt. Și în momentul acela am avut așa o... De la textul acela îmi veneau tot felul de gânduri la adresa lui Dumnezeu și în mod special a Duhului Sfânt. Și o perioadă, nu știu să spun, dar a fost, cred că, mai bine de luni de zile, în care chiar și noaptea mă trezeam cu gânduri din astea și frământări, da. Și în tot venea în minte gândul că am pierdut veșnicia și eu nu mai am nicio șansă. Și m-a șocat, eram copil, cred că clasa 8-a eram și de atunci m-am tot distanțat, așa, nici nu am vrut să mai pun mâna pe Biblie. Adică pentru tine era sigilat tot, gata, nu mai da, am nicio pentru șansă. Mine a trebuit să mă resemnez. La un moment dat... Asta este, pierdut. Asta este, cumva, gândul ăsta a încolțit și a crescut.
Și ușor, ușor m-am depărtat. Păi bun, într-un fel are și logică, dacă nu mai am nicio șansă. Da, adică da, da, și adică Pavel spunea la un moment dat, dacă nu mai există nimic, nici veșnicie, mâncăm, bem, mâine murim, asta este. Cam asta a fost traseul. Și atunci cum s-a refăcut conexia? Nu am avut liniște. La un moment dat, Duhul Domnului m-a cercetat și... Și a fost așa, prin scriptură, prin biserică, prieteni, conjuncturi? Nu, sub nicio formă, a fost pur și simplu. Cred că prin soția mea a fost, pentru că la un moment dat, acum sărim mulți ani înainte, deja eram în București, după căsătorie, și când relația noastră a început să nu mai meargă tocmai bine, la un moment dat i-a venit cu sugestia de a merge la o biserică, să căutăm o biserică. Aveam o biserică ortodoxă fix lângă blocul unde locuiam, lângă apartament acolo, dar niciodată n-am vrut să merg, nu am intrat în nicio biserică. Singura dată când am fost, a fost atunci când s-a botezat fratele meu. Mai am încă doi frați și o soră acasă. Bun, super, hai să întrerupem un pic filmul, deci ne întoarcem. Tu ai făcut școala și ai venit la București, da? Împreună am venit la facultate. Deci voi ați făcut școala împreună în Alexandria? Am făcut licee diferite, dar... Licee diferite, bun. Și ați venit la facultate în București. Da. Da. V-ați cunoscut din Alexandria? Da. Ați fost și prieteni? În liceu, da. În clasa relație. Nouă suntem împreună. Da. Deci voi din clasa nouă sunteți împreună. Adică da. O chestie din asta începută de vreme și care da. Continuă. Bun. Da. Și când v-ați căsătorit și de ce? În 2014 ne-am căsătorit. Bun, asta însemna după câți ani? După 6 ani. După 6 ani. Da. Dar de obicei zice că, știi, chestiile astea de lungă durată nu prea... Se zice. Pe voi ce v-ați ținut? Dragostea. Deci voi chiar v-ați iubit așa da, unul pe altul? Nu. Da. Și acum și mai mult, slavă Domnului. E super asta, da. Dragostea se maturizează. Deci, și care pe care v-ați convins până la urmă că ar fi vreme să ne căsătorim? E ciudat aici că nu ne-am convins noi, ne-au convins părinții să o facem. Au zis, bă, ați lungit-o atâta sau cum? Da, da, da. Așa a fost. Să intrăm în rândul lumii, de fapt. Să intrați voi cu acte, cu... Bon. Da. Și atunci v-ați căsătorit și cum v-ați căsătorit? Căsătorie civilă, atât? Că nu, și nuntă și... Cu nuntă, cu... și religios și civil. Și unde ați făcut religios? La catedrală în Alexandria. Și tu? În biserica ortodoxă. Da, păi nu, încă nu eram... Bun, dar n-a trebuit să împlinești niște chestii, nu știu, ca să... Nu. Te-a cununat, așa? Da. Da, nu. Că tu erai un fiu din ăsta pierdut a nimănui și te-a cununat. Un mare privilegiu, adică... Da, eu îți dădeam niște canoane, ceva. Nu, a fost... Deci, nunta, alai, musafirii... Da, cu mulți, cu oameni mulți, cu tot ce trebuie. Super, fain. Și? Ce-a urmat? Și ne-am mutat în București. A, așa. Viața de București un pic diferită. Da. Și aici ne-am mai schimbat pe parcurs. Au fost o felul de... Curiozitatea mea, după 6 ani de relație, faină bănuiesc, că dacă nu era da. Faină, dădeam cu ea de pământ și mergeam mai departe, că nu era o atâtea lucru care să vă țină. Mai poți descoperi ceva frumos în familie? Da. Adică? Păi poți să descoperi. Dacă există înțelegere, descoperi. Și care a timp fost... Timp împreună, activități împreună. Și unde... Unde a fost, să zic așa, o descoperire mai puțin plăcută după căsătorie? Păi au fost... În facultate au fost anturaje. După aia, pe parcurs... anturaje și colegi nepotriviți, poate la job, și atunci s-au mai schimbat treburile, au mai intervenit discuții, certuri. Părinții nu s-au amestecat? Părinții nu. Nici nu știau mare parte. Da, mare parte nu. Situația. V-a aglomerat un pic și Bucureștiul cu dinamica lui, cu muncă multă sau nu neapărat? Nu. Cred că, de fapt, mocnea în noi, era natura noastră, de fapt, să intrăm în zonele respective. Nu cred că a fost nimic la întâmplare și dacă nu îți place un lucru, nu persiști în el. Adică încerci să găsești o cale de a ieși de acolo. Și cumva, da, cred că a contribuit și asta foarte puțin. Adică
nu pot să dau vina pe București, că nu are București nicio vină. Aveam amândoi ambiții la vremea respectivă, fiecare își dorea altceva. Altceva de... Pe plan profesional. Deci își dorea celălalt sau cum? Eu îmi doream ceva, el își dorea altceva și atunci... Ce ați făcut? Tu ce lucrezi? Ce ai terminat? Eu am terminat facultatea de contabilitate ca și profil. El se înscrisese la facultatea de IT și el nu mai voia să facă facultatea. M-au intervenit. Lucru care s-a și întâmplat în ultimul an, în anul 3. Ai renunțat? Într-un singur examen, da, m-am... Supărat și... S-a terminat. Da. Asta, el s-a supărat și a renunțat, tu te-ai supărat că el a renunțat și de aici a început mai... Bine, nu cred că asta a fost asta n-a fost un motiv, fiecare și-a ales până la urmă. O alegere, problema nu a fost direcția profesională, noi de fiecare dată am discutat că e chiar bine să fim diferiți, să nu avem aceleași inclinații profesionale, pentru că ar fi chiar plictisitor. Da, uneori... Pe chiar, de-o parte. Da, uneori chiar... pot apărea conflicte în familie pentru că își încurcă geaburile, știi? Și pune doi contabili să se uite la aceeași hârtie și se pot certa, știi? Deci, și atunci, eu de multe ori spuneam, mai bine despărțiți-vă firmele, dar inima nu, că altfel dacă sau nu le mai discutați acasă. Da. Bun, și încet, încet, încotro v-ați dus? Eu în primul an de facultate nu am lucrat, că e important să spunem și asta, că de aici a pornit puțin neînțelegerea noastră. Ea lucra în perioada aceea, era și studentă și lucra, nici nu știu, la o clinică. Stăteați în chirie, bănuiesc. Da, stăteam în chirie. Eu nu lucram pentru că și acum sunt visător, întotdeauna am visat că fac ceva. Aștept să dai lovitura aia mare? Sau? Așteptam să dau lovitura aia mare. Am și dat-o la un moment dat, am ajuns să lucrez. Că noi ne-am dorit, în primul rând, am venit cu gândul de a face bani, adică să ne schimbăm... statutul pe care l-aveam la moment și am reușit să fac asta, doar că a venit la pachet cu alte neplăceri care în cele din urmă au dus la colapsul relației noastre. Da. Adică asta însemna plecări de acasă, venit doar la sfârșit de săptămână, vineri, noaptea, sâmbătă, dimineața, fiind foarte obosit, dormeam și apoi ce mai rămânea plecam pentru că ieșeam să ne plimbăm, nu știu dacă o făceam împreună. Și luni după amiază, marți dimineață, iarăși plecam. Deci cam ăsta era programul. Care a fost cea mai mare durere a ta în perioada respectivă? Faptul că eu mă simțeam abandonată, eram singură. Asta a fost. Deci te-ai căsătorit ca să fii singură? Da, era la un an și ceva de la căsătorie și eram singură. Copii nu aveați? Nu aveam. Da, da. Și trebuia să fac totul singură. Și ce era ciudat e că eu îi spuneam că iubesc și ea nu mai credea o iotă din ce îi spuneam. Bun, dar tu probabil chiar o iubeai, nu? În felul tău, eu știu, la momentul respectiv. Da, o iubeam. Pentru că dacă nu o iubeam... Cred că nu făceam tot posibilul să păstrez relația cumva. Pentru că inițiativa de despărțire a venit din partea ei, nu din partea mea. Când ai zis că nu se mai poate? Deci două chestii sunt interesante pentru mine așa. Când a apărut prima dată gândul despărțirii ca opțiune și apoi când ai luat decizia? Prima dată a apărut la câteva luni. După căsătorie? Nu. După începutul ce... problemelor. Da. Nu ne mai înțelegeam. El avea un anturaj care mie nu-mi plăcea deloc. Te deranja, da? Da. Avea și niște obiceiuri. Pleca, nu-mi spunea unde pleacă, nu-mi răspundea la telefon noaptea. Mai multe... Și de aici pot începe în mintea ta tot felul de telenovelă. Da, evident. Nu, că la voi sunt episoade, nu? Adică nu e o chestie simplă. Da, și atunci... Îți făceai și gânduri, îți făceai și griji? Și am preferat să zic că ok, nu se mai poate așa. Dar tu, nu mai vreau așa. Tu chiar țineai la el, nu? Da. Nu, așa ceva nu mai vrei, da? Da. Și atunci i-am zis și lui că nu-mi place anturajul, nu vreau să mai am de-a face cu oamenii respectivi și
s-a mai schimbat. Ulterior a început din nou tot procesul ăsta cu anturaj, cu plecări, cu așa, și căutam foarte mult să mă apropii de Dumnezeu, fiind singură. Mă luptam oarecum cu singurătatea asta, nu-mi plăcea singurătatea. Tu aveai noțiunea de Dumnezeu și de rugăciune? Aveam, da, mă duceam în biserica ortodoxă, aveam biserica din spatele blocului în care mă duceam, după aia m-am dus și în alte biserici în București să văd exact cum fac slujbele. La un moment dat îl rugam pe el să vină și i-am spus că aveam o curiozitate să ajung într-o biserică baptistă, deși nu fusese niciodată. L-am rugat pe el să meargă cu mine, n-a vrut și m-am dus singură. Într-o biserică baptistă? Da. Deci, lămurește-mă, când te duceai, să zic, la biserică ortodoxă, cu unei cazurile tale, lacrimi, bucurii, te duceai pentru slujbă sau închinare privată, tu îți vedeai de treaba ta, îți puneai necazul înainte lui Dumnezeu și... Nu vedeam de treaba mea, mă duceam eu cu gândurile mele, lăsarea problemele acolo, mele... povara, da, și plecai. Da. Bun, și ți-ai luat inima în dinți să te duci la o biserică baptistă. Da. Și m-am dus în biserica Adunai. Și? Ce ai găsit acolo? Ceva ce nu văzusem niciodată. Care a fost primul șoc sau prima chestie? Este un șoc. Deci este un șoc, mai ales pentru o persoană care nu a luat niciodată contact. Eu cred că există un șoc, așa. Deoarece eu nu știam să deschid Biblia, nu știam să citesc din ea. Da, până atunci n-am văzut că trebuie să urmărești versetul, capitolul. Și... Nu, dar scuze-mă, noi unii din cei care am crescut în biserică nici nu ne trec astea prin cap. Deci noi trebuie să regizăm, să ne gândim la oameni ca voi. De asta eu le spun la câte unii, când le dau o Biblie, m-am deșteptat și așa, am spus, domnule, sper să nu te jignesc. Uite, Biblia asta e o carte, ca orice altă carte, are cuprins și dacă vreodată auzi de ceva, deschizi acolo să vezi. Adică îmi spunea un coleg, așa, o paranteză, încearcă și el, să zic, o șmecherie creștină, cum să ajute, că noi în final vrem să-i ajutăm pe oameni, dar nu mai știu cum să-i ajut. Și zice, cum să ajut niște familii. Și avea ceva prieteni din afara Bisericii Baptiste cu care ar fi vrut să discute, dar discută și cu vreo două, trei familii din biserică. Zice, păi eu vreau să-i ajut pe ea, dar nu vreau să înțeleagă că evanghelizez sau ceva. Hai că ne adunăm la noi acasă, un suc, nu știu ce, și mai discutăm ceva din Biblie, eu cu voi, dar indirect și cu ei. Și surpriza că aici am vrut să ajung, le mai dădeași ceva temă de casă. Una a venit cu unul, cu cercei, plete, minuni, adică tot știi, pentru noi e și greu să ne abținem când îi vedem pe aia, știi, dacă n-avem un pic de educație, da? A venit ăla și zice, să vezi surpriza. Ăla în timpul săptămânii mă sună, alo, nenea pastorul sau domnul pastor, băi pastore, cum i-a fi zis, ce e la Isaia, măi? Și eu nu pricepeam la început după asta, mi-am dat seama că el își făcea tema de casă, de la habar n-avea, ce m-am prins, Isaia, da, te duci deschis Sfânta Scriptură, vezi cuprinsul, vezi de ce... Da. Le spun la unii ce am pățit în biserica noastră la început. E bine că le vezi de la învon, dacă ai ochii deschiși. Vine soț și soție, vin la biserică. Și ce crezi că fac oamenii de ordine? Noi, m-am venit. O ia pe ea și o aruncă la femei și pe el la bărbați. Ei au fost paralizați. Da, pentru că deci, tu nu ești obișnuit să adică te adică intri, nu știi dacă ăștia se mănâncă unii pe alții. Am văzut că unii întrebări, zic, domnule, de ce fac? Mă ridic cu tare. De asta eu când invit pe cineva, spun, domnule, noi nu avem reguli. Dacă vrei să cași, poți să cași. Dacă vrei, dacă ne ridicăm, te ridici tu. Dacă nu vrei să te ridici, stai, domnule, ce vrea mușchii tăi. El se uită așa la mine, zic, noi nu avem reguli. Noi cântăm, tu cânți, nu cânți, dar e foarte greu dacă nu-i explici un astfel. Da, cum și pentru mine, când mă duc într-o altă conjunctură, nu știu ritualurile. Nu știu la ce să te aștepți. Nu știu la ce să te aștepți, da. M-am dus, am stat acolo, am participat, mi-a dat Biblia, mi-a arătat unde să citește, au cântat, s-au prezentat, am discutat. Bun, tot ai prins o biserică din asta, mai aproape de noi. N-ai prins una clasică, știi că era... Da, era biserica foarte mică și... N-aveai cum să fii neobservată? Doamne, toată lumea s-a uitat. Adică eu m-am dus cu gândul, intru acolo, stau într-o parte, nu mă vede nimeni, nu mă bagă nimeni în seamă. Asist un pic, fac o rugăciune, da? Da. Șocul mare că toată lumea se uita la tine și că nu se uita. Da.
tatăl meu te înconjoară așa cu dragoste când vii și tu ești uimit că nu știi la ce să te aștepți. Da, dar e plăcut. Am plecat de acolo, am rămas surprinsă, adică era ceva nou, ceva care îmi strânise curiozitatea. Am pastorul este fratele Costel, care am vorbit actualul atunci, pastorul pe care l-aveam. Și el cânta, el predica, el era acolo centru. Și atunci am reținut foarte bine figura dânsului și mi-a spus că se va muta biserica și că mă mai invită. Dacă doresc să mai vin, mă aștept. Și nu m-am mai dus. O perioadă de timp, cred că tot așa, poate un an și ceva. Mai bine de un an. Da, mai bine de un an. Da, și asta a fost un contact cu biserica. Ulterior... Bine, paralel cu asta, problemele se mai stricau pe la voi prin familie. Da. Ulterior a durat, probabil, tot așa, aproape 2 ani, când am fost invitați la... Da, aproape 2 ani, la botezul fratelui meu. În aceeași biserică sau altă? Nu, la Alexandria. A avut botezul și am fost împreună acolo și acolo s-a întâmplat ceva mai mult de atât, cel puțin în cazul ei. Da. Acolo, efectiv, eu cred că Dumnezeu mi-a arătat exact calea pe care trebuie să merg. A fost o chemare, dar nu a avut curaj să meargă în față. Da, mi-a fost rușine. Între timp ai mai citit Biblia? Nu. Te-ai rugat? Mă rugam, oricum mă rugam în mod periodic, dar nu mă rugam. Mă rugam doar rugăciunea ca Tatăl nostru, dar nu aveam, un timp de rugăciune constant. Da, dar este, vezi, eu fac un pic de diferență. Este poziția rugăciunii și este atitudinea rugăciunii. Eu cred că sunt persoane care, dacă i-ai întreba așa vis-a-vis de poziția rugăciunii, ar spune că foarte puțin stau în poziția rugăciunii. Dar poate, pe de altă parte, în sufletul lor, cumva, sunt frecvent dependenți de Dumnezeu. Au cumva gândul acolo, Doamne, ai milă de mine. Da. Deci tu ai luat cumva decizia în sufletul tău acolo la Alexandria, la botez? Da. Da, acolo chiar cred că Dumnezeu a lucrat foarte mult. Și i-ai zis? Nu i-am zis, pentru că era toată familia lui și acolo s-a vorbit, mi-a plăcut foarte mult și la sfârșit a întrebat dacă cineva vrea să-și transforme viața sau să vină la Dumnezeu, la Iisus. Și a invitat în față cei care s-au hotărât să schimbe viața sau. Și mie mi-a fost rușine, deși eu voiam să mă ridic. Da. Dar având și emoții și fiind și familia lui, m-am gândit, dar ce ori zice? Și am zis, nu, stau în banca mea, văd de treaba mea și... Mai ales că te duci în față și nu poți să dai explicații, adică doar te duci și fiecare... Da, pentru că e un sentiment atunci, pe momentul pe care l-ai și tot așa ești într-un loc străin, nu cunoști și... Și la cât timp i-ai spus lui George? Acasă i-am spus, la câteva zile i-am zis. Dar și el, după experiența aceasta, se schimbase, adică și el, amândoi... Cred că la amândoi s-a produs o schimbare. Da, ce nu am spus a fost faptul că eu, deși eram cum eram, mă rugam uneori. Adică aveam aceeași, cred că aceeași rugăciune, o spuneam mereu. Mulțumeam Domnului, Doamne, îți mulțumesc și cred că îi ceream și să mă ierte, nu știu sigur, nu mi-amintesc bine, dar când aveam ocazia, nu aveam o poziție a rugăciunii, dar o făceam. Destul de frecvent. Cred că era mai degrabă... Dar o făceai la modul sincer, nu... La modul sincer, dar cred că a fost un reflex pe care l-am avut, s-a format și s-a păstrat. Bun, și obiceiurile au rolul lor. Și dacă sunt obiceiuri bune, știi, eu îi îndemn pe oameni să-și facă obiceiuri bune. Ce-am constatat eu, este constatarea mea, nu am studii pe domeniu, dar în momente cruciale și neobișnuite, când nu știi ce să faci, foarte ușor faci ce ai obiceiul să faci.
Așa mi-explic de unii se întorc la băutură. Nu mai știu ce să facă, au obiceiul ăsta, de asta spune, domnule, la bia și la bucurie, și la... e momentul când trebuie să iau o decizie, nu știe ce să facă, se întoarce. Și eu le zic la câte unii, dacă îți faci un obicei din a te ruga, o să te trezești vorbind cu Dumnezeu, indiferent cum, bune și rele. Ori o să spui, Doamne, vezi că îmi zare capul, îmi vine să mă omor, dar fără să vrei vorbești cu Dumnezeu, că ai obiceiul ăsta. Dacă îți faci un obicei să citești Biblia, o să te trezești cu Biblia în mână, nu vezi nici ce scrie pe pagină, știi? Dar e obiceiul. Dacă îți faci alte obiceiuri, acolo o să ajungi. Deci, obiceiurile sunt bune, dacă sunt bune. Și acum am rămas cu curiozitatea asta, da? A apărut gândul despărțirii, da? I l-ai spus? Da. Bun. Și ce-a urmat de aici? Ți-a convenit? Nu ți-a convenit? Nu mi-a convenit. A fost așa un șoc că poate să verbalizezi așa ceva? Nu a fost chiar un șoc, pentru că au mai fost tentative de a-mi spune, doar că o spunea voalat așa sau bătea doar apropouri. Mă așteptam cumva la reacția asta, doar că nu știam când. Cumva în mintea mea exista gândul ăsta, dar nu eram sigur că se poate chiar întâmpla. Și încercam să nu mă gândesc la treaba asta. Nu, că de obicei la chestii care știm răspunsul, evităm să gândim. Că știm răspunsul că s-ar putea să vină. Bun, și când a venit momentul ăla în care... Adică ați ajuns până în momentul în care a zis gata, vezi că ne apucăm de hârtii sau nu? Nu am ajuns în momentul ăla, dar era... Da, eram foarte hotărât, da, să facem și acest. Bun, și atunci când a venit schimbarea, să nu vă duceți înspre hârtii, ci să mai încercați cu familia? A fost o perioadă, de fapt, oarecum, am văzut botezul, am văzut biserica, ne-a vorbit Dumnezeu, eu cred în chestia asta, și acasă, pe cealaltă parte, aveam frontul deschis. Și atunci cred că Dumnezeu așa a lucrat în viața noastră să existe o schimbare. George m-a întrebat de biserica în care am fost și atunci i-am spus că am fost într-o biserică mică, i-am povestit și el s-a apucat să caute biserica. Asta la un an și ceva. Deci, cred după vizita ei în biserică, da. Trecuse era, mult asta timp. Se întâmpla prin vara lui 2017, cred. Când căutat eu biserica, atunci începuse și cercetarea mea. Mă luptam cu fumatul, voiam să renunț la treaba asta. Și la un moment dat am avut, printre altele, tot felul de gânduri. Ajunsesem la un moment dat să cred că am și cancer, nu știu de unde venea treaba asta. Și iarăși a reapărut, cum v-am spus la început, treaba cu pierderea oricărei speranțe, șanse de a fi mântuit. Și venea, păi, n-are niciun rost, că tu deja acum se intensificase treaba asta. În mintea mea se proiectau imagini viitoare, cam cum ar fi. Deja mă vedeam în locul ăla și înăuntru meu experimentam, nu pot să descriu în cuvinte experiența asta, tragedia, dar era o durere, nu știu cum, mai bine preferam să vină cineva să mă bată zdravă, să mă lase leșinat jos decât să experimentez treaba asta și nu puteam să scap de ea. Nu știam ce să fac, ce... Când încercam să mă rog, era ca și cum, nu știu, încercam să respir într-un loc fără aer. Nu puteam să fac treaba asta. Sau nu avea nicio putere, nicio relevanță ce încercam să scot pe gură. Ai avut curajul să vorbesc cu alții sau să le spui cuiva să se roage pentru tine? Sau fost... Nu, eram singur. Era o chestie personală. Strict personală. N-am spus nimănui. Nu, și nici nu îndrăzneam să spun. Intrasem într-o stare de depresie 2 zile, sâmbătă și duminică, mi-aduc aminte. Vineri, sâmbătă și duminică, groaznic, adică brusc, așa era o schimbare radicală, dintr-o dată, așa era o luptă foarte puternică. Și am căutat, simțeam nevoia să eram împins să merg să caut o biserică, dar nu știam unde, cum să merg și mi-am adus aminte că ea fusese într-o biserică și am întrebat-o dacă știe și aduce aminte cum se numește, unde este și am început să căutăm.
Nu știam nume, nu știam absolut nimic. Haideți să căutăm fețe. Și am început pe Google, căutam. În cele din urmă am găsit și a recunoscut biserica după chipul fratelui pastorului, da? Costel, da? Că l-a reținut. Da, și între timp mai a apărut un frate și anume fratele Ștefan Cornu, de care ea nu știa. Și m-am dus, am văzut unde este, nu găseam, încercam să renunț, hai, du-te acasă, numai că nu e, era închis pe acolo, era o locație mai ciudată. Și atunci am intrat pe net și am sunat la numărul de telefon. Nu se ținea biserica, avea o întâlnire, dar m-am dus și am vorbit, era fratele acolo, am vorbit puțin și s-a schimbat puțin dinamica, să zic așa. Și m-am liniștit puțin. Dar cercetarea asta am avut-o mult timp după. Adică a fost nevoie de multă muncă să realizez că de fapt nu este așa. Și apoi ați început amândoi să mergeți înspre biserică și să... Da. Am urmat cursul de cateheză. Ulterior asta. Dar eu am început să frecventez și i-am spus și ei. Dar deja atunci decizia fusese luată de despărțire. Da. Să ne despărțim. Adică tot susținea că trebuie să se întâmple treaba asta. Ai mai crezut în schimbarea lui sau nu? Nu credeam. Nu mai credeai că... Nu credeam că se... Deci ai ajuns în punctul în care ai zis asta este, nu se mai schimbă niciodată. Da. Și... Da, credeam că viciile rămân la fel și că alegerile lui sunt deja luate. Da, și Domnul a lucrat într-un mod extraordinar în zona asta și cum a reușit să ne reabiliteze, de fapt. Și să ne schimbe pe amândoi, de fapt, da. Ca amândoi. Nu, că acum voiam să zic, bănuiesc că el s-a schimbat de sunteți împreună. Da, da, da. Amândoi ne-am schimbat, că nici eu n-am fost tu. Mie unul nu vine să cred, pentru că știu cum eram și am avut acea conștientizare a păcatului. Poate pentru mulți pare ciudat să zici că fumam, nu beam, n-am făcut lucruri foarte rele să zic că sunt un mare păcătos. Cel puțin în mintea mea asta era și poate sunt alte persoane care gândesc la fel. Dar când am început să citesc pe Biblie și știam, chiar și atunci aveam anumite momente cu diverse persoane pe teme religioase, dacă era un subiect pe care îl cunoșteam, intram acolo și susțineam, băi, uite, de fapt, realitatea așa este. Dar eram orbit, era ca un văl peste ochii mei, doar știam, ca și cum aș fi văzut un documentar despre chestia asta, era fain să vorbesc despre, dar pe mine nu mă mișca cu absolut nimic. Eu mă gândeam când am aflat despre voi, așa involuntar, mi-a fugit mintea. Interesant cum lucrează Dumnezeu. Eu am ținut mai multe conferințe, întâlniri cu familiile, la care mi-a venit mie ideea să țin una numai cu bărbații. Și plecând și de la ideea din Vechiul Testament, că de 3 ori pe an bărbații se duceau ei la închinare, doar bărbații. Și am zis, uite ce lucru fain, adică totuși ține de bărbați să fie. Noi dacă nu facem nimic cu bărbații, cum așteptăm să fie ei lideri? Și am organizat o chestie din asta, normal că au fost foarte curioase doamnele să vină la întâlnire și am spus, nu este doar pentru bărbați. N-am avut deloc în cap, nu știu de ce, nici nu mi-a trecut prin minte că o conferință pentru bărbați ar putea schimba viața cuiva în sensul relației cu Dumnezeu. Ce mă gândeam? Vin bărbații din biserică sau de mai multe biserici, învățăm cum să se poarte cu soțiile lor, avem familii mai bune și nu știu ce. Surprinzător pentru mine că aude un bătrân despre conferință, care nu era de la noi, și îl cheamă pe fecioră să se vină la conferință. Eu am aflat asta după. El venea la conferință din pragul divorțului. Feciorul. Și tata, probabil disperat, hai, domnule, el nici nu știa ce am eu în minte, că facem la conferință. Omul acela, după a doua seară de conferință, a spus, domnule, eu vreau să mă împac cu Dumnezeu. Bun, l-ai ascultat, te-ai rugat cu el. El chiar a hotărât să se împace cu Dumnezeu, a început să vină la biserică, era dintr-o localitate, făcea kilometri, venea și după vreme cere botezul. Și acum noi știm că el ne-a spus toate istoriile lui, că el chiar era vinovat, nu? Și nevasta zic că l-a răbdat foarte mult. Pe de o parte, ziceai să nu-l refuzi, că el avea o mărturie frumoasă și avea
Dar am vrut să știm ce e în casă. Soția lui era... Și am întrebat, te deranjează dacă chemăm să vină soția ta la Comitetul Bisericii? El a zis, domnule, nu mă deranjează deloc, nu știu dacă o să vină. Era o femeie religioasă, ortodoxă, dar care se ținea de biserică, de posturi, de toate celelalte. Și am sunat-o și am zis, doamne, bănuiesc că știți, soțul dumneavoastră vine la biserica noastră și uite așa, vreți să veniți să stăm de vorbă? Surprinzător, femeia a venit. Și am spus, doamne, uitați cu ce ne confruntăm noi. Omul ăsta chiar vrea să se boteze. El ne spune niște lucruri, vedem niște lucruri, dar stați cu el în casă în fiecare zi. Și am pus-o cumva așa, am zis, dacă ai fi în locul meu, îl botez sau nu îl botez? Și nu o să uit niciodată, a zis, domnul pastor, mă tem de Dumnezeu să spun că nu s-a schimbat. Nu știu cât o să țină. Acum era o perioadă, deci eu nu știu cât o să țină, dar să spun că nu s-a schimbat, el chiar s-a schimbat, așa că dumneavoastră hotărâți, asta a însemnat foarte mult și partea frumoasă că în ciuda tuturor lucrurilor care le avea istorie, familie și legată, ea a venit probabil la vreo 2 ani, a venit și ea în biserică, n-am forțat deloc absolut lucrurile. Multă vreme a venit la biserică cu el și după asta Dumnezeu i-a schimbat viața. Sunt și acum împreună în biserică, dar uite, Dumnezeu poate să lucreze chiar printr-un eveniment unde noi nu avem în cap țintit salvarea cuiva și oare Hristos. Da. Asta este interesant. E extraordinar. Da, da. Deci partea frumoasă este că Dumnezeu lucrează și în generația noastră important este să avem urechi, să auzim, ochi să vedem. Bun, deci până la urmă te-ai hotărât și tu, da? Îmi refac viața cu Dumnezeu? Da. Ea hotărâtă? Da. A hotărât și ea, da. Da. Și atunci v-ați botezat odată sau cum? Da, împreună. V-ați botezat împreună. Odată, da. Da. Dacă ne-am schimbat împreună, dacă făcut ne-am pasul schimbat împreună. Împreună. Da, da. Ați ajuns desăvârșit sau? Nu. Nu, nici de cum. Mai este de lucrat câte un pic? Este de lucrat, foarte mult, da. Este încă de lucrat. Lucrăm. Încă lucrăm. Bine, se mai întâmplă ceva, eu le spun celor ca tine, nu că sunt foarte mulți în generația voastră și mai tineri, care tot așa vor să dea lovitura și financiar lumea aceasta materialistă. Am zis, ce nu înțelegeți voi sau nu vreți să înțelegeți? Că vă stabiliți un standard și zici 100.000 de euro. Dar când ajungi, dacă ajungi, dar să zicem, sacrificăm 5 ani că vrem 100.000 de euro, da? Zic, când ajungi la 100.000 de euro, deja în minte ai planuri pentru milioane și tot așa, și tăvălugul, și s-ar putea să-i realizezi, să nu îi realizezi, să-i distrugi, da? Deci suntem în continuă schimbare, asta zic că e și în viața de familie. Dacă ieri poate standardul pentru o familie faină era aici, acum vedem un pic mai mult. Și eu cred că mai aveți de lucrat la relație următorii 70 de ani și cu siguranță o să fie ok după asta. Cum a venit copilul? Copilul a venit la momentul potrivit, da? Când a vrut Dumnezeu. Voi nu v-ați dorit înainte copii sau nu ați putut avea copii? Nu, nu am avut. Deci n-a fost o bătălie nici într-o direcție. Nici că nu, nici că da. Așa a fost. Păi probabil Dumnezeu a știut că aveți de trecut un pic pe aici. Dacă ai fi... Îți dau 3 opțiuni, ai voie să le alegi pe toate. Dacă ai fi în față la un grup de băieți necăsătoriți, și ar trebui să le dai un sfat două ce le-ai da? Dacă ai avea un grup de fete nemăritate și ai putea să le dai un sfat, ce sfat le-ai da? Și dacă ai fi în fața unei biserici, ce sfat ai da unei biserici? Poate mai ales vis-a-vis de felul în care ar trebui să se uite la cei care vin acolo prima dată. Încep cu ce vrei, spui ce vrei. Dacă vrei să-i vezi pe băieții și fetele care te ascultă, te uiți exact în camera din fața ta, sunt 172 care te urmăresc. Da. Pentru băieți, în primul rând, e foarte important să fie pentru viitoarea familie un stâlp al casei, un cap de familie. Și atunci... Să
aibă ambiția să reușească ceea ce își propun din punct de vedere profesional și să-și aleagă soția și viitoarea soție din punct de vedere biblic și pe placul lui Dumnezeu. Bun, da, acum scuză-mă că tu cum să zic să nu sune urât așa, iau cum zic eu, tu îți dai seama ce lucruri le ceri. Da, adică, e foarte greu, dar cred. Noi trăim într-o generație în care mulți băieți încă visează să prindă cea mai faină fată, tata să fie marele patron cu milioane de euro și măcar jumătate din avere, dacă nu toată, să o dea fetei. Adică noi avem și o generație de băieți, îmi pare rău să o spun, care nu s-ar simți deloc jigniți, fata să aducă tot, să țină familia și ei să se ocupe de lucrurile mari în atmosfera asta, precum topirea ghețarelor sau... Da. Și tu le spui că ei să fie stâlpul familiei. Dacă le mai spui și chestia asta, să fie și material și spiritual, când mai ținem noi nunți? Nu știu, pentru un băiat mi se pare un viitor bărbat să aibă cel puțin ambiția să realizeze ce își propune. Deci tu încă mergi pe chestia asta old fashion, că totuși bărbatul ar trebui să fie liderul. Da, da. Și fetele, hai să văd, mor de curiozitate, ce le zici la fete? La fete... fetele sunt mult mai schimbătoare. Și atunci le-aș recomanda să aibă mai multă răbdare, mai multă atenție la detalii, să nu se uite la partea materială. Chiar dacă un băiat nu este bogat, poate să construiască împreună cu el o familie fericită, o familie care să îi aducă multe satisfacții pe termen lung. Între caracter și cont, votez caracterul? Contul bancar, votez caracterul. Și e mult mai important o vorbă blândă decât un card plin de bani. Bun, dacă sunt amândouă, nu e nicio problemă. Da. Dar, da. Și cu biserica, ce ai sfăti? Să meargă în biserică, oricât de mult ar fi tentat să nu se ducă acolo sau să nu practice în fiecare duminică. Sau... Atitudinea bisericii față de cei care, când vine așa câte unul din ăsta rătăcit ca tine, adică să presupunem noi cu ce dureri vine omul pe suflet și ce maschează. Deci pot fi oameni care vin acolo dezastru. Da. Dar cu blândețe, cel puțin în biserica trebuie să aibă răbdare. Și tot așa, cu calm, cu din aproape în aproape. Așa s-a practicat și cu noi, biserica tot așa, biserica în care noi suntem, a avut o atitudine de familie. Totul a fost, n-a fost nimic forțat să te descoasă sau să te întrebe. Totul a venit de la sine. Am o curiozitate. Îmi place să bănuiesc. Eu așa sunt cu presupunerile. Bănuiesc atunci când te-ai dus la biserică, te-ai îmbrăcat cât de cât așa mai bisericos un pic, dar... Nu? Că atunci... Pentru că nu știam la ce să mă aștept. Dacă asta era curiozitatea mea și dacă te duci acolo și ieși un pic din tipare, ce fac ăștia? Dau drumul la câini pe tine sau te primesc cu dragoste? Da. Da, deci dincolo de niște haine și niște aparențe, sufletul omului chiar poate fi zdrobit și căutător după Dumnezeu, da, și asta trebuie să ne dea gândi. George, ai trei categorii în față. La dat sfaturi nu prea mă pricep, dar pentru băieți în primul rând, că tot a venit vorba de partea asta financiară, voi începe cu asta și vreau să spun că noi ne-am dorit mult să reușim atât profesional cât și pe planul ăsta financiar, pentru că erau împreună legate. Întâmplarea face că am reușit, nu chiar cu ordinul sutelor de mii de euro, dar aveam venituri mult peste medie, că și noi eram șocați de banii care veneau, însă nu au schimbat cu absolut nimic
calitatea vieții și situația în care eram. Ba mai mult, nu au făcut altceva decât să accentueze starea și să amplifice anumite laturi ale noastre care dormeau, erau ascunse, dar pur și simplu le-a amplificat, le-a dat o putere, ca să spun așa. Ce ai spune unui băiat care nu mai crede că Dumnezeu îi ascultă rugăciunile, nu mai crede că Dumnezeu îl iubește, nu mai crede nimic, se vede singur, abandonat? Ea spune că Dumnezeu este acolo, îl ascultă chiar dacă crede că nu-l ascultă. Și îl iubește. Și îl iubește, nu știu cum să spun eu, am o vorbă, că iubesc enorm. Iubirea asta enormă a mea ca om este limitată în comparație cu dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Și dacă se întâmplă treaba asta, înseamnă că el are un motiv. Un motiv și nimic nu se întâmplă întâmplător, ca să spun așa, în dreptul Domnului. El are un plan pentru fiecare. Voi, după ce ați intrat în biserică, ați rămas doar consumatori sau v-ați gândit să vă implicați cumva în viața bisericii? Ne-am implicat, slujim în biserică. Super. Da. Facem parte din familia Domnului, așa am văzut-o. V-ați gândit vreodată să începeți ceva consiliere cu tineri, cu familiile? Nu ne-am gândit la asta. Nu-i târziu? Nu. Încă nu ne-am simțit pregătiți sau, cel puțin din punctul meu de vedere, să fiu în poziția de a da sfaturi, chiar și la întrebarea pe care dumneavoastră mi-a spus-o, am așa ceva dificultăți pentru că nu m-am considerat niciodată persoana potrivită de a da sfaturi cuiva. Știi cum e? Ce cred eu că este foarte important? Atitudinea cu care vorbești. Deci dacă vorbim de calificare pentru a da sfaturi, din punctul meu de vedere personal, niciunul nu suntem calificați. Adică atunci ar trebui să fim noi perfecți ca să ne calificăm să dăm sfaturi. În momentul în care suntem perfecți, ne-am descalificat. Cum un perfect să dea sfaturi la un imperfect? Pentru că din capul locului, e o anomalie. Eu trăiesc pe stâlpul de acolo și spun ție din mocirile. Eu cred că este foarte important, nu că promovăm greșelile, dar toți trecem prin ele și este foarte importantă atitudinea cu care venim. Adică dacă luăm cazul vostru și eu chiar vă mulțumesc că ați avut așa inima deschisă și a spus, doamne, noi am avut problemele noastre, am fost acolo în pragul divorțului. Dacă vii, te duci unuia care a fost în situația ta, vorbești tu și spui, depinde foarte mult atitudinea, că dacă vii să-i dai nu știu ce sfaturi, dacă îi spui, fată, eu am fost acolo, eu știu ce am trăit, eu știu cu tare și spun, nu-i bine. Pe mine Dumnezeu m-a ajutat să o iau în direcția bună, pe alții și eu spun, nu-i bine. Da? Și atunci, dacă te duci de pe o anumită atitudine, știi că vorbeam noi înainte de emisiune de Solomon și ți-am spus de ce l-apreciez eu pe Solomon printre altele, odată și că pe anumite aspecte ne ridică pe noi un pic bărbații, că a fost cel mai deștept om, nu știu ce, așa, și ne mândrim cu el, pe de altă parte are greșelile lui, dar eu cel puțin cartea Eclesiastul o văd o carte în care el, fără să fie obligat, își deschide inima pentru generația tânără și spune copiilor, eu am fost, eu am avut ce nu o să aveți voi niciodată, am fost acolo unde nu veți fi niciodată, am gustat și prostia și femei și muzică și beție și depresia, adică să vorbească Solomon despre depresie în generația lui și el în toate frământările lui spune, unde am ieșit eu bine? Când am fost cu Dumnezeu. Și după ce ne încurcă, că asta e cu înțelepție, nu poate să nu te încurce, spune, uite, finalul, concluzia, dacă te-am zăpăcit, te temi de Dumnezeu, respecti poruncele Lui, pentru că nu-i doar viața de aici, este și viața viitoare. Și cam asta încercăm noi să ne ducem aminte, da? Viața de familie este frumoasă. Noi credem că familia a fost creată de Dumnezeu și este binecuvântată de Dumnezeu. Și când Iisus Hristos a murit pe cruce, eu cred că a adus un mare avantaj familiei în sensul că Dumnezeu schimbă elementele din care se formează familia. Și dacă îl schimbă pe soț și o schimbă pe soție, normal că în mod automat se schimbă relația și se schimbă înspre bine.
Ce vrem noi să vă spunem în seara aceasta este că nu suntem perfecți. Vom trece prin greșeli pe care nu ne-am planificat niciodată. Vom ajunge în Valea Umbrei Morții, că citim în Biblie despre ea, fără să ne propunem acolo. Niciodată, indiferent unde am ajunge, indiferent unde te afla, să nu lași să intre gândul acesta în mintea ta și să rămână acolo, că ești abandonat de Dumnezeu. Indiferent unde am aflat, Dumnezeu poate ierta mai mult decât credem noi, poate iubi și iubește mai mult decât iubim noi și există, eu nu să spun a doua șansă, poate că în cazul vostru a fost a doua șansă, dar eu cred că în cazul unora există a șasea, a șaptea, a suta șansă, nu știu, în Biblie spune că cel neprihănit cade de 7 ori, se ridică din nou. Deci dacă unii sunteți tineri și v-ați uitat cumva la ei și la noi și spuneți săraci de ei, să nu mai spuneți asta niciodată. Adică să nu cumva să vă treacă prin minte, eu nu și mie nu mi se va întâmpla niciodată. Să dea Domnul să nu vi se întâmple. Asta înseamnă țin aproape de Hristos, iubesc Scriptura, citesc Scriptura, mă rog, țin de părtășia bisericii. Pentru cei care ați avut șansa, o familie cu oameni credincioși, cu biserica, unii care n-ați avut nicio tangență cu biserica, poate și familia în care ați crescut, o familie bună de altfel, dar fără valori neapărat creștine, nu înseamnă că nu aveți șanse. În Iisus Hristos chiar toți aveam șansă și există un început. Deci cei care vă gândiți la căsătorie, nu ne acuzați atât de mult pe noi, dar nici nu aruncați așa foarte ușor durerile noastre, sfaturile noastre, poate chiar greșelile noastre. Poate dacă țineți cont de greșelile noastre, nu o să le aveți în cazul vostru. Dacă unii v-ați căsătorit și sunteți pe val și sunteți bine, mulțumiți lui Dumnezeu și fiți atenți. Relația sănătoasă se hrănește în mod continuu. Aveți grijă unul de celălalt și aveți grijă să fiți aproape de Dumnezeu, că în final El este funia aceea iubirii care vă strânge la oaltă. Și dacă unii nu v-ați planificat, ați greșit, sunteți acolo undeva în mintea voastră pe un drum în care chiar omenește, nu mai există nimic bun. O să vă aduc aminte o experiență când Petru, după ce se trudește, încearcă tot ce poate, când Hristos spune, mai încearcă încă o dată. Petru în prima fază spune, Doamne, n-are niciun rost, adică toată noaptea am făcut tot ce am știut mai bine și apoi vine o idee. Probabil își aduce aminte cine îi spune să mai încerci o dată și spune, dar la cuvântul tău mai încerc. A fost extraordinar că a încercat, a ascultat și i-a ieșit. Mulțumesc frumos, dragilor, că ați venit. Binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi, peste băiatul vostru, am înțeles, da? Da. Fiți în continuare folositori lui Dumnezeu și semenilor. Nu trebuie să vă gândiți neapărat la lucruri mari. Lucruri mărunte care pot să facă împreună viața cuiva frumoasă. Mulțumesc că ne-ați primit în casele voastre. Vă rugați pentru ei, vă rugați pentru mine. Ne rugăm pentru copiii din România, pentru tineri, pentru vârstnici și pentru familii. Dumnezeu chiar îi iubește pe români. Să îl iubim și noi și să nu uităm. Dacă vreți să citiți o carte bună pe viața de familie, citiți Sfânta Scriptură. Acolo sunt principii pentru o căsătorie. Eu spun nu neapărat fericită, dar binecuvântată de Dumnezeu, care include și fericirea vremelnică, dar mai ales fericirea veșnică.